Ora 12, bine v-am găsit. Medicul Cătălin Cârstoiu este candidatul PNL-PSD la primăria Capitalei. Numele lui a fost lansat așa pe surse. La ora 16 va fi anunțat oficial, cel mai probabil. Gabriela Firea, Burduja, Piedone au fost abandonați de coaliție. Firea ar putea să pregătească o candidatură independentă, drept răzbunare. Piedone e în delir, zice că are deja lunetiști pe casă. Nicușor Dan trece și el prin momente de cumpănă, pentru că alianța care îl susține a fost refuzată la tribunal pe fondul celălalt, de fapt, mai degrabă pe frontul prezidențialelor. Aseară a apărut informația că Mircea Joană va candida independent la președinție. Secretarul general adjunct al NATO e decis să intre în cursă, chiar și fără sprijinul unui partid. Iată un început de săptămână promițător, că dacă mai auzim din nou că nu știu, nu s-au decis, am fi riscat să ne enervăm și probabil că și-au dat seama. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În studio alături de mine este doamna senator al USR, Simona Spătaru. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc pentru prezență. Emilian Isăire de la Spot Media. Emilian, mulțumesc. Mulțumesc. E semnat de tine articolul legat de candidatura lui Mircea Joană și vom discuta despre el. Le mulțumesc și invitațiilor mei de la partide. În scurt timp ni se va alătura și Mihai Fifor de la PSD. Dar aș vrea să știu punctele dumneavoastră de vedere. Cătălin Cârstoiu, candidat la primăria Capitalei, susținut de PNL și PSD. Emilian Isăire, cum ți se pare acest nume? Numele era vehiculat de mai multă vreme. În principal, PNL și PSD au ales să meargă pe un candidat neconflictual, spun între ghilimele, un nume de profesionist. Domnul Cârstoiu este medic foarte bine cunoscut de la Spitalul Universitar. Domnia sa, cumva, din sondajele pe care le-au făcut, arată că nu va ostiliza nici electoratul liberal, nici pe cel social-democrat. Pe de altă parte, asta a fost alegerea celor din coaliție, candidat comun și cu un nume de profesionist, dar pe de altă parte există și o capcană aici, pentru că domnul Cârstoiu nu are experiență politică, intră într-o campanie dificilă, are contracandidați redutabili din punct de vedere al susținerii, mă refer aici la domnul Nicușor Dan și la domnul Popescu Piedone, amândoi cu experiența administrativă, amândoi primari în funcție, cu tot ce se discută, cu toate controversele politice, este o bătălie foarte complicată la București. În opinia mea, cred că în acest moment această decizie din coaliție este o înfrângere, pentru că nu au reușit să găsească un candidat competitiv pentru București și sunt foarte puține șanse ca domnul Cârstoiu să câștige în acest moment, pe datele pe care le avem în acest moment. Lucrurile se pot schimba. Bine, eu nu l-am văzut măsurat. L-ai văzut undeva măsurat? Nu, este măsurat de partide. Dar de partide. Nu trece nici de Popescu Piedone, nici de Nicușor Dan și nici de Gabriela Firea. Deci nu are... Dar, pe de altă parte, există, conform surselor atât de la PNL și PSD, siguranța și chiar și declarații oficiale, siguranța că campanie electorală foarte puternică, cu multe afișe, multe așa. Deci tu spui că au găsit un candidat neconflictual, nu neapărat nu... un candidat cu șanse în sondaje. Da, au găsit un candidat care să nu ostilizeze electoratul celelalte formațiuni. Adică ei, dacă mergeau cu Gabriela Firea, se politiza întreaga cursă și pe liberalii nu votau Firea. Dacă mergeau, să zicem, se observă și pe studiile de la domnul Burduja, PSD-ul nu vota cu domnul. De unde a venit propunerea asta? Ai reușit să afli de la PSD sau de la PSD? PSD. Este propunerea PSD. Domnul Cârstoiu este propunerea PSD. Cum mi se pare, doamna Spătaru, numele medicului Cârstoiu? Numele, desigur că nu mi este cunoscut, cum nu este cunoscut tuturor bucureștenilor. Înțeleg că este profesionist în domeniul dumnealui, dar pentru ca această candidatură, cred că PSD și PNL transmită un mesaj clar, acela că depun armele în privința acestor alegeri pentru București. După această zbatere de câteva săptămâni, de când toți spun că își vor pune un candidat comun sau nu, iată că în final adevărul a ieșit la iveală, nu interesează în fapt soarta Bucureștiului, nici într-un fel, pentru că nu au ales, desigur, un om cu experiență sau măcar vizibil, preocupat de capitală, de problemele care sunt ridicate, nu, într-o astfel de situație, astfel de candidatură.
E o depunere de arme, din punctul meu de vedere. Se termină toată această șaradă într-un mod lamentabil. Da, e interesant noțiunea asta de depunere de arme. Cine depun? Depun armele în fața electoratului? Depun șefii de partide armele în fața partidelor pentru că n-au reușit să găsească pe cineva? Depun partidele armele pentru că n-au reușit să crească niște candidați? Eu ca cetățean, și până la urmă, înainte să existe USR, am votat PNL, de exemplu, ca să vă dau un feedback cât mai personal, așa, aș spune că pur și simplu mi-arată că este un dezinteres total față de capitală României, față de acest oraș. Nu-mi pare că cele două partide sunt interesate să câștige la București sau că au soluții pentru București. Nici în cei trei ani. PNL până la urmă a stat alături de Nicușor în acești trei ani. Eu la guvernarea locală. Or să vină acum cu un candidat... Mai puțin acum când i-au blocat bugetul. Tocmai, trei ani. Da. În al patrulea an, în mod cinic, pentru că nu au motive directe, au blocat acest buget. Și eu vă dau un exemplu că acum la spitale este foarte greu. Cele 19 spitale de sub primăria capitalei sunt în mare dificultate să își desfășoare activitățile. Și mă refer la sănătate, că asta e cel mai important. Dar toate celelalte activități ale primăriei sunt blocate pentru că PNL a ales să facă acest joc murdar în acest moment. Și faptul că PNL, după acești ani, au recunoscut că Nicușor Dan este cel care duce proiecte pentru București, a intrat și în subteranele acestui oraș, ne arată că nu au venit cu un candidat, că n-au avut niciodată interesul să promoveze un astfel de om. Sau nici măcar nu și arată un astfel de interes. Cât privește PSD, dacă domnul Cârstoiu este de la acest partid, înțeleg, nu e. Nu e de la PSD. Nu este o propunere, probabil, să zic, de pe partea PSD. Evident că este una pierzătoare și nu este, e un troc. Haideți să spunem așa cum e. În scopul ca PNL să-l susțină pe Marcel Ciolacu la o candidatură pentru președinție. Bine, ni se va alătura și cred că este alături de noi. Îl auzim imediat pe senatorul Mihai Fifor de la PSD. Bună ziua, domnule Fifor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Salut, bună, mulțumesc și eu pentru invitație. Deputatul Mihai Fifor. Emilian, termineți ideea înainte să invităm pe domnul Fifor, să te rog. Precizez faptul că coaliția PNL-PSD nu a sacrificat Bucureștiul, ci nu a vrut să sacrifice coaliția pentru o eventuală înfrângere la București. Deci, aici, acesta a fost raționament. Adică preferă să meargă cu un candidat neconflictual, cum am spus, și să existe posibilitatea să piardă, mizând totuși pe forța celor două partide pentru campanie, decât să antagonizeze electoratele și să distrugă orice strategie pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Adică decât să enerveze electoratul liberal cu Gabriela Firea sau electoratul PSD-ist cu un liberal necunoscut, cum ar fi fost Burduja, mai bine vin cu un medic pe care foarte mulți bucureștenii îl cunosc, că au ajuns mulți la spitalul municipal, universitar, probabil că au avut probleme la genunchi, la așa. O campanie puternică să-l ducă într-o zonă în care există o posibilitate de victorie. Deci acesta a fost raționamentul din spatele acestei. Adică au ales să piardă? Nu-mi dau seama. Dacă întreb și vorbești cu reprezentanți, și aici este domnul deputat, o să explice mai bine ca mine, că ei s-au mizat foarte mult pe forța lor de comunicare, pe fonduri, pe campanie electorală și spun că poate să facă primar pe oricine. Domnule, eu mă îndoiesc că e așa, dar în fine... Domnule Fifor, vă ascultăm, sigur, presupunem că prima dumneavoastră declarație va fi legată de faptul că oficial nu s-a confirmat nimic, dar jurnaliștii spun că e vorba despre domnul Cârstoiu. Haideți să luăm ipoteza că domnul Cârstoiu, așa cum se va întâmpla probabil peste câteva ore, va fi anunțat oficial în calitatea lui de candidat. Cum vi se pare, Cătălin Cârstoiu, dumneavoastră? Am să încep prin a vă mulțumi că mi-a dedicat mingea la fileu, dar asta și urma să spun că până când nu e ceva oficial... Știm asta, ne-am obișnuit de atâtea săptămâni că nu știm, nu putem, deci haideți să avem o discuție de adulți, așa mai, da, vă rog. Discutăm pe un scenariu, deocamdată, până când acesta va fi confirmat. M-ați întrebat cum mi se pare doctorul Cârstoiu, întrebarea face că îl și cunosc, este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, este managerul spitalului universitar, este decanul facultății de medicină din Universitatea de Medicină Carol Davila, este o personalitate a vieții medicale din București și nu numai, un om care puteți fi sigură că a fost testat prin sondaje, pentru că nici Partidul Social-Democrat și nici Partidul Național-Liberal nu fac politică de RDS. Suntem două partide
zic eu, o experiență extrem de bogată în bătălia electorală și niciunul dintre aceste partide nu își permite să scoată un candidat la înaintare fără ca acesta să fi fost măsurat. Acum, domnul Dâncu, Vasile Dâncu spunea, cred, spre finalul săptămânii trecute, joi, că mai sunt câteva nume surprinzătoare, nume surpriză, care n-au apucat să fie testate. Deci înțelegem că între timp, în cele câteva zile de joi până încoale, l-ați testat pe domnul Cristoiu. Eu tocmai de aceea discutăm un scenariu. Haideți să-l vedem oficializat și atunci probabil că se vor discuta și sondaje, se vor aduce în fața publicului argumentele care au stat sau nu la nominalizarea profesorului Cristoiu. Vasile Dâncu în dimineața asta în biroul lui Nicolae Ciucă prezentându-i niște sondaje. Ne puteți confirma asta? N-am de unde să știu ce făcea domnul profesor Dâncu în dimineața asta, dacă era la domnul Ciucă sau nu, habar n-am. Ideea este că m-a amuzat foarte mult ideea că vreunul dintre partidele care face parte din această coaliție ar depune armele. Eu vă reamintesc că suntem, încă o dată, suntem partidele cele mai mari din această țară și nu și-a propus nimeni să pierdă alegerile la București. Sunt convins că s-au E adevărat, da. Vor fi oameni care vor spune nici măcar partidele cele mai mari din țara asta n-au putut să găsească în interiorul lor niște candidați de la PSD sau PNL. Să știți că nu asta e problema. Ambele partide au resurse umane, zic eu, redutabile. Dar faptul că vii în fața electoratului cu un profesionist, cu un om care, vreau să vă spun că este integru, este un om respectat, nu văd care ar fi problema. Nu văd de ce lucrurile acestea. Nu la Cătălin Cristoiu e o problemă, pentru că, după cum spuneam, foarte mulți bucureșteni care au avut necazuri de sănătate mai serioase sau mai efemere, îl cunosc și îl apreciază. Mă număr printre ei. E un medic extraordinar și un om care comunică foarte bine. Corect. Lucrurile sunt clare. Problema e cu partidele, nu cu Cristoiu. Dincolo de asta, dacă îmi permiteți, nu văd cu ce e mai grozav Nicu Ciordan decât profesorul Cristoiu, un Nicușor Dan, care, aduceți-vă aminte, a fost un nou name, nou fame, fost în față de Nicușor Dan, dacă vorbiți despre perioada de dinainte de a fi primar, și-a consacrat numele în lupta lui cu primăriile. S-a bătut cu primăriile, omul. Adică să nu uităm traseul lui Nicușor Dan, să nu uităm performanța lui Nicușor Dan la Primăria Generală a Capitalei. Să nu le uităm. Cred că, e corect. Eu nu cred că vom avea vreo problemă în a veni cu un candidat care cu adevărat să câștige capitala. Domnule Fifor, mi s-a părut că Emilian Isăila a spus cuvintele cheie. Partidele n-au vrut să antagonizeze electoratul. Cu alte cuvinte, să nu-i enervați pe oameni. Și ați găsit o candidatură non-conflict, că va fi conflict până la urmă, va fi conflict politic. Dar care să nu enerveze pe oameni. Asta ați căutat până la urmă? Ce vreau să vă spun este că strategiile de campanie și strategiile electorale, sigur, se discută în laboratoarele partidului. Dincolo de asta, este important să faci cumva ca tracțiunea ambelor partide să vină și să sprijine candidatul pe care coaliția îl susține. Asta este de la tine înțeles. Evident că poate cea mai delicată problemă atunci când discutăm de o coaliție de partide care au fost în mod tradițional concurente în piața politică din România, cea mai mare provocare este aceea de a face ca cele două partide să se alăture candidatului și să își pună, repet, întreaga tracțiune electorală pentru acest candidat. Eu nu cred că va fi o problemă, cu atât mai mult dacă candidatul confirmat va fi profesorul Cărstoiu, pentru că încă o dată este un candidat redutabil, dacă va fi domnia sa un om respectat, care în mod sigur îl va bate pe Nicușor. Gabriela Firea, care în ultimul timp s-a arătat deranjată de faptul că n-a susținut-o Marcel Ciolacu, de faptul că, deși avea un scor bun în sondaje, n-ați mers cu această candidatură a dumnei ei. Gabriela Firea, cum se va poziționa în partid de aici înainte? Sigur, întrebarea ar fi mai bine de adresat pentru ea, dar considerați că mai e un om de partid pe care să vă bazați în formula de conducere cu Marcel Ciolacu președinte? Eu cunosc Gabriela Firea de foarte mulți ani și am fost colegi din Senat, am fost colegi de partid. Gabriela Firea este dincolo de orice, un om de partid 100% și este un om
de partid, care știe disciplina partidului și care cu siguranță va continua să tragă pentru acest partid. Nu o văd pe Gabriela Firea făcând gesturi extreme sau luând decizii care să contravină deciziilor partidului. N-am văzut-o niciodată făcând lucrul acesta și vă rog să vă aduceți aminte că au fost perioade destul de contundente pentru Gabriela Firea în anii din urmă și nu cred că se va întâmpla lucrul acesta și acum. E un om foarte respectat în partid și un om pe care eu cel puțin îl respect foarte mult și care cu siguranță va rămâne alături de echipă pentru că este unul dintre liderii importanței acestui partid. Emilian Isăilă, o candidatură independentă, Gabriela Firea, asta se evocă pe la colțurile partidelor. Situația doamnei Gabriela Firea e destul de delicată în acest moment în PSD, pentru că și-a pierdut prin această, hai să zic eu, scoaterea ei din cursa pentru București, deși, în fine, atât ea cât și conducerea partidului au clamat în repetate rânduri că ea va fi candidatul partidului. O punem într-o poziție dificilă în interiorul formațiunii, în opinia mea, și acum nu-mi dau seama care va fi reacția ei, dar oricum în acest moment Gabriela Firea și președintele Marcel Ciolacu sunt pe poziții, hai să zic eu, relația dintre ei este extrem de tensionată. Vom vedea cum vor decurge. Nu-mi dau seama dacă Marcel Ciolacu are instrumentele și pârghile necesare să blocheze o eventuală candidatură independentă. Pe de altă parte, nu-mi dau seama nici dacă doamna Gabriela Firea are o astfel de strategie sau va aștepta un alt moment oportun în interiorul partidului în care primește o altă funcție sau altă perspectivă politică. Dar în acest moment, cred că doamna senator Gabriela Firea este într-o poziție dificilă și cumva există cel puțin două tabere conturate în interiorul PSD. Două tabere conturate în interiorul PSD, cu ce efecte? Bun, acum, doamna Spătaru, vom vorbi și despre situația pe partea dreaptă a eșichierului politic, pentru că, după cum știm, Alianța Dreapta Unită a fost refuzată ca înscriere la tribunal. Cum vedeți asta? Vom vedea și declarațiile pe care le-a făcut domnul Tomac. Domnul Tomac spune că a primit telefoane de la ministrul Justiției, de la doamna Gorghiu, să se înscrie în PNL și să abandoneze toată lupta asta. Nu știu dacă sunt gata aceste declarații ale domnului Tomac, le vom vedea. Cum, haideți să-l auzim pe Eugen Tomac, avem declarații, așa comentăm împreună. Am trăit unul dintre cele mai nefericite momente în viața politică, când m-am trezit cu ministrul de justiție în funcție, spunându-mi la telefon: domnule Tomac, câte procese trebuie să mai perzi până vei veni la PNL? E grav ce spune Eugen Tomac, înțeleg că sunt și reacții din partea doamnei Gorghiu, care neagă faptul că l-a sunat să-i spună să se înscrie în PNL. Vă rog, doamna Spătaru. Da, cu siguranță nu făcea aceste declarații domnul Tomac așa în neantă și goale de conținut, dar nu ar fi nici prima dată și cu siguranță nici ultima dată când se încearcă astfel de intimidări sau racolări. După cum vedeți, primarii fug cu sutele dintr-o parte în alta, tot pe baza unor telefoane și unor șantaje de tot felul. Situația este una foarte, foarte gravă, aș spune, și se repetă, din păcate, pentru că și în 2019 USR a trecut printr-o situație identică. Atunci când a avut alianța cu Partidul Plus, s-a făcut acest refuz în biroul electoral central al protocolului acestei alianțe, identică acum, pe baza acelorași motive, în sensul că președintele unui partid, atunci era vorba de USR, nu este cel care este înscris în registrul partidelor, pentru că domnul Dan Barna atunci încă nu era înscris în registrul partidelor, deși Congresul stabilise că el este președintele partidului. Situația este la fel și în această situație, în acest caz, când Partidul Mișcarea Populară îl are președinte pe domnul Tomac, ales în Congres și în 2023 și în 2022, iar procedurile din instanță nu sunt finalizate, deci nici procedura de înscriere în registrul partidelor nu este finalizată.
Și am toată încrederea că contestația de la Înalta Curte de Casație și Justiție va avea aceeași finalitate și în această situație. Se judecă astăzi? Se va judeca. Astăzi avem noi termen până la 2, acum depunem. Uh-huh. Cred că comunicatul a fost dat către presă, am depus această contestație. Și are în alta curte un termen de 24 de ore pentru soluționare. Sigur, statul, să zic că în justiție noi nu mergem pe o jurisprudență, că nu e așa sistemul judiciar, dar un argument, de exemplu, din 2019 pe care l-a reținut în alta curte a fost acela că nu este îndrituit BEC să verifice o astfel de situație, cine este înscris în registrul partidelor ca președinte al unui partid pentru a putea refuza înscrierea unui protocol de alianță. Eu, cum și colegii mei au spus clar, acuzăm clar o imixtiune aici politică la nivelul Biroului Electoral Central. Sigur că sunt preponderent oameni politici, în afară de judecătorii delegați de la Înalta Curte, și îmi pun toată încrederea că în instanță se va rezolva cât de curând această situație, care cred că e gravă. Ce îi incomodează pe cei din coaliția PSD-PNL? Să aibă concurență în aceste alegeri? România în punctul acela în care ar trebui să arate stabilitate, nu? Că asta invocă de 3 ani de zile de când sunt împreună, că e necesar să se mențină o stabilitate în această conjunctură geografică. Credeți că sunt imisiuni politice în acest refuz de înscriere? Păi sigur că da, pentru că sunt reprezentanții partidelor politice acolo. Deci nu era ceva la care nu ne așteptam. Au fost semnale în acest sens. Dar în justiție, bun, s-au rezolvat astfel de lucruri. Dar cred că nu era momentul să dea semnalul PSD-PNL, cu majoritatea pe care o au, să dea semnalul că în România se poate petrece așa ceva. Tocmai că stabilitatea pe care tot o invocă este una care ține de existența statului de drept. Ori democrație, alegeri libere, participarea câtor mai multor partide liber în aceste alegeri e un principiu care ajută, nu zic, să întărească acest stat de drept pe care ei îl invocă, că îl ajută în stabilitatea. Domnul Fifor, coaliției. E grav ce crede opoziția, dar sigur, veți spune opoziția e opoziție. Cum vedeți aceste acuzații de imixtiune în refuzul de înscriere a Alianței Dreapta Unită? Ca fiind total nefondate. Haideți să ne înțelegem acolo. Discutăm de niște judecători. Un judecător se pronunță și nimeni din țara asta nu poate contesta ce a pronunțat un judecător decât, evident, printr-o procedură legală. Ce nu să facă Partidul Social? Biroul Electoral Central. Nu sunt doar judecători în Biroul Electoral Central, domnule Fifor. Majoritatea nu este compusă din judecători. Dar, majoritatea. Încă o dată, nu e vina Partidului Social Democrat că cei de la PMP nu l-au președinte pe domnul Tocmac și l-au pe domnul Diaconescu. Nu, dar nu zic să nu dezinformați cu privire la situația membrilor deci, din Biroul Electoral Central. Colegă, nu e vina Partidului Social Democrat că președintele PMP este domnul Cristian Diaconescu și nu domnul Tomac. Asta nu are nicio treabă cu Partidul Social Democrat. Mai departe, e problema PMP-ului să-și clarifice problemele pe care Biroul Electoral Central le-a sesizat și în baza cărora... Nu Biroul Electoral Central le-a sesizat, domnule Fifor, că dumneavoastră spuneți că PSD-ul nu are problemă cine este președintele unui partid. De acord cu dumneavoastră. Dar fiindcă ați spus că nu are această problemă PSD-ul, se contrazice cu faptul că domnul Mocanu, pe care l-aveți reprezentant din PSD în Biroul Electoral Central, a făcut această sesizare, această contestare a protocolului. Deci nu a făcut-o cineva din Neant sau un judecător din birou, ci PSD. E o chestiune formală. O neregulă, dar încă o dată, acolo este o decizie a Biroului Electoral Central. Deci este o neregulă în opinia dumneavoastră? Deci v-a interesat chestiunea aceasta? Nu, noi am judecat această chestiune. Nu, ați sesizat-o dumneavoastră. PSD a sesizat-o. Noi am sesizat-o și biroul a luat-o în discuție și biroul ca să punem lucrurile așa cum sunt. A dat o decizie. Da, bun. Dumneavoastră se liberă să contestați. E important. Ne interesează, pentru că principalul contracandidat al acestui candidat al coaliției PSD-PNL e susținut de Alianța Dreapta Unită, deci de-aia e interesant ce se va întâmpla acolo. Bun, acum e și mai interesant, Emilian Isăilă, ok, au decis un candidat, domnul Cristoiu, de acord, dar hai să trecem pe frontul alegerilor prezidențiale, pentru că mă întorc la articolul pe care îl semnezi astăzi în Spot Media și vorbesc despre o agitație
pe care ai constatat-o ieri, duminică, în timp ce probabil se pecetluia candidatura lui Cătălin Cristoiu la președinție. Cred că l-am pierdut pe domnul Fifor, poate refacem legătura cu domnia sa, pentru că e interesant punctul de vedere al PSD-ului față de faptul că Mircea Joană se decide să candideze ca independent până la urmă. Da, ieri, în fine, pe mai multe surse s-a transmis faptul că Mircea Joană e hotărât să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale, chiar și ca independent. Acesta era elementul de noutate cu care a venit Mircea Joană, faptul că decizia este că va merge în orice situație. A existat negocieri, știm acea controversă între Mircea Joană și Marcel Ciolacu vis-a-vis de o vizită pe care ar fi făcut-o Marcel Ciolacu la Mircea Joană, propunându-i să candideze și să fie susținut de PSD în urmă cu mai multe luni. Deci, în fine, acea întâlnire a fost negată de domnul Marcel Ciolacu, susținută de Mircea Joană, dar de aici ideea a fost că PSD nu-l va susține, concluzia a fost că socialdemocrații nu-l vor susține pe Mircea Joană în alegerile prezidențiale. Intrarea în cursă, fiind și primul candidat care este intrat în cursă, anunțul oficial va veni în săptămâna viitoare, pentru că e vorba de Mircea Joană are și poziția de secretar general adjunct al NATO și va exista un summit NATO la Washington în perioada 9-11 iulie, probabil că câteva zile înainte sau imediat după summit, atunci se schimbă și conducerea NATO. Va exista o intrare în cursă 100%. Intrarea lui Mircea Joană în cursă, cumva, în fine, nu e neașteptată sau nu este o surpriză. Dar în contextul acestei dificultăți a PSD-PNL de a-și găsi candidații, acest blocaj pe care l-am văzut la București și vedem, există posibilitatea să apară o astfel de problemă și la cu nominalizarea candidatului la prezidenție. Și asta l-a inspirat pe Mircea Joană, aceste cacofonii, ezitări de dinaintea desemnării? Nu știu dacă l-a inspirat, dar când am scris articolul am vorbit și cu sociologul Barbu Matescu și care îmi spunea, el observase și studiază foarte mult în fine dinamica politică din România și spunea că există o posibilitate ca un candidat politic la prezidențiale PSD să ostilizeze electoratul PNL și un candidat deci, PNL să ostilizeze. Deci ajungem, revine ecuația în aceeași dinamică. Da. Și în acest context, o candidatură independentă a lui Mircea Joană, dar de asemenea și AUR merge cumva să caute ceva nu din partid, adică George Simion sunt puține șanse în acest moment să candideze la președinție, să meargă pe acest tip de candidat independent. S-ar putea ca și PNL-PSD, pe formula domnul Cârstoiu, să meargă și ei pe o astfel de soluție. Deci să nu fie nici Ciolacu, nici Ciucă, da, să fie și atunci, un om care în acest context, alegerile prezidențiale vor deveni, hai să spun eu, o bătălie între independenți susținuți de diferite grupări politice. E atât de interesant, pentru că sunt atât de conștiente, doamna Spătaru, partidele acestea mari care s-au unit în numele stabilității, sunt atât de conștiente că enervează oamenii, că prima chestie pe care o fac este să provoace iritare și nervozitate, încât s-au prins că e cazul să caute în afara lor ca să vină cu cineva care nu enervează. Totul pentru a obține puterea. Păi, sigur că într-un astfel de context nu m-ar mira, da, într-adevăr, și la prezidențiale să meargă cu un candidat independent și PSD și PNL, că poate mai păcălesc așa electoratul, care este acum sugrumat și de scumpiri, și de taxe, și de impozite noi de 3 ani de zile, angajările astea care nu se mai termină la stat în numele partidelor, că nu știu ce își mai pun acolo și de ce oameni peste tot. Deci cu totul și cu totul alte priorități decât agenda obișnuită a cetățeanului. Nefiind acoperită deci agenda asta, probabil că vor spune că vor crede în cuvintele unui independent mai ușor decât în ceea ce promit partidele cu președinții pe care îi au. Asta trebuie să fie probabil logica din spate. Însă nu cred că românii vor rămâne sau se vor lăsa păcăliți de un astfel de scenariu. Au nevoie de un om sau de un partid asumat atunci când spui că vrei să creezi
un președinte, un viitor pentru această țară. Nu poți să vii bine, cu astfel de situație. Bine, știți că și pe Nicușor Dan îl întreabă lumea de ce nu intri în USR, de ce nu îți asumi această candidatură. Se pune și problema asta. Bun, e adevărat, dar la el situația este un pic particulară, în sensul că de la bun început a făcut partidul. Nu este o situație că a fost independent tot timpul. Este totuși persoana care a constituit acest partid, a fost președinte de partid și poate că această perioadă de independență, da, îi oferă o perspectivă inclusiv politică viitoare. De ce nu? A fost un om asumat, să zic, politic de la bun început. Adică a luat acest partid de la bun început, de la zero, a venit în alegerile locale și apoi în cele parlamentare și uite că opțiunile sunt acum mai multe pentru că, uite, au fost și oameni curajoși la momentul potrivit. Acum și PSD și PNL arată lașitate din punctul meu de vedere. Ca cetățean eu așa văd acest lucru și la București și dacă se va arăta la fel lupta și pentru prezidențiale, nu arată decât lașitate, lipsă de soluții, neasumare pentru tot ceea ce ai făcut guvernând în România. Cum să poți să vii după zeci de ani ca două partide, spui că sunteți, de fapt sunt, nu? Cele mai mari partide, evident, că nu poți să găsești pe cineva din interior un om de partid pe care să-l propui. Nu văd cum. E interesant dacă se va duce către candidatura la prezidențiale Mircea Joană ca independent, Emilian Isaira va avea un PSD ostil? E greu de spus în acest moment și o să explic de ce. Pentru că vom avea o resetare a strategiilor politice. Când va fi această 9 iunie. După europarlamentare și locale. Atunci, conform acelor rezultate, vom avea un alt tip de relație, un alt tip de raportare între PNL și PSD în primul rând. Și dacă va rezista coaliția după acele rezultate, nu vreau să sugerez nimic, nu știu care vor fi rezultatele, dar mă aștept că niște rezultate nemulțumitare să creeze un anumit tip de tensiune, îmi cer scuze, și niște rezultate bune să creeze un anumit tip de entuziasm. Dar va exista o refacere totală a strategiei. Și în acel moment există chiar și posibilitatea ca Mircea Joană să primească sprijinul PSD, adică să se transforme dintr-un candidat independent hotărât să intre în alegeri, să primească sprijinul, să se rupă coaliția, alianța. Dar e puțin probabil ca un candidat precum Joană să aștepte data de 9 iunie. Păi nu are ce face. El intră în cursă și încearcă să se promoveze, să se profileze ca cel mai, în fine, cel mai independent și cea mai independentă alegere. Dar pe de altă parte există foarte multe mutații. Și aici mai e o problemă, e problema PNL-ului. Ce va face PNL? Adică după alegerile europarlamentare în funcție de scor, va merge cu PSD, vor accepta un candidat al coaliției pus tot așa de PSD. E foarte, foarte dificil. Da, și aici mai este și necunoscuta USR sau Alianța Dreapta Unită, să sperăm că își rezolvă problemele juridice până atunci. Și ei, în funcție de rezultatele de la alegerile locale. Cu ce locale. Candidat? Dar aici candidatul dumneavoastră e clar, nu? Nu știm. E clar? Nu este finalizat. Nu este finalizat. Nu e clar. Da. Și aici va fi o mare necunoscută vis-a-vis de rezultatele pe care le obțin în alegerile din 9 iunie. Și atunci vom avea un... Dar este și încă o necunoscută faptul că Mircea Joană nu va fi testat la acele alegeri. El... Nu că n-are neavut niciun partid, el nu va fi testat. Doar că sunt sondaje care îl dau destul de sus. Încă sondaje, da, e adevărat. Știm foarte bine. Sondajele dau și pe domnul Cârstoiu, ca câștigător la primăria București. Ne putem aștepta la nenumărate răsturnări de situație. Sigur, am fi vrut să avem și părerea domnului Fifor de la PSD pe tema Mircea Joană, dar e interesant că nu ne-a mai răspuns domnul Fifor. Acum, nu știu, și PSD-știi sunt într-o... Hai să rezolve pasta cu primăria, așa apoi discutăm și despre candidatul la prezidențiale. Și vis-a-vis de Joană e ca la doamna Firea. Că o parte din partid ar vrea, o parte nu. Adică la PSD e un mare deranj vis-a-vis de candidatura. Foarte interesant. Până atunci, lupta politică pentru alegerile locale se dă pe teren, pe teren la propriu. Ascultăm, urmărim un fragment postat pe Facebook de Robert Negoiță, primarul sectorului 3, astăzi. Avem niște inși trimiși de primarul general, poliția de la municipiul București, uitați aici, vin grămadă peste oameni, nu-i lasă să lucreze. Avem șanțuri, avem șantier. Uitați-vă dumneavoastră cine sunteți. De la Olimar.
executat. Ok, ok, haideți să vă arăt. Haideți să vă arăt ce face poliția. Uitați-i și dumneavoastră, uitați-i. Dânși au venit aici, trimiși de primarul general, intră peste oameni în șantier să le ia lopețile din mână și au terminat toate problemele. Nu mai e nimic de rezolvat în București. Asta e singura problemă pe care... uite, stai domnule, stai să explici, stai să explici că nu lasă să le facem lucrarea. Cum te cheamă prima ta? Cum te cheamă prima ta? Agent superior, țică, poliția locală. Așa, cine te-a chemat bre aici? Cine nu te lasă bre? Cine? Ce nasură bre, ce natură, ce nasură? Lăsați-ne, domnule, să ne facem treaba. Duceți-vă că aveți probleme de rezolvat. Haideți, domnule, să vedeți. Uitați cum mi-a trimis aici, plin de poliția locală. Mi-a venit aici cu dube, poliția locală și au întrebat toate problemele. Nu ne lasă să terminăm lucrarea. Uitați-vă și la asta. Plecați, domnule, vedeți-vă de treabă, că aveți treabă de făcut. Dar facem, veniți încoace, domnule, și luați-le lopetele din mână. Dumneavoastră nu vă blocați în trafic. Dumneavoastră nu respirați aerul ăsta. E posibil așa ceva? Nu ne lăsați să ne facem lucrarea de două săptămâni? Avem aici șantier și nu ne lăsați să ne facem treaba? E posibil așa ceva? Avem primărie, avem autorizație. Noi avem autorizație și toate avizele. Nu, nu asta e ideea. Ideea e lăsați-ne să închidem lucrarea. Pentru că uitați-vă și dumneavoastră vin cu... Eu am înțeles, arătați-mi autorizația și nu... Avem autorizație, v-am arătat-o. V-a arătat-o colegul, i-a arătat autorizația. Dați, dumneavoastră ne luați acum cu valabil, nu-i valabil. Vedeți-vă de drum! Primarul sectorului 3, Negoiță, iese el însuși în stradă să-și apere angajații de poliția locală trimisă de Nicu Șordan. Plecați bre de aici, spune domnul Negoiță la umbra palmierilor. Adică, vedeți, noi vorbim despre candidați neconflictuali, despre oameni pe care se recomandă CV-ul, care s-a făcut ceva în viața lor, iar administrația... Pe teren înseamnă altceva, Emilian Isăilă. Înseamnă că primarul iese corp la corp cu poliția locală, să-ți apere palmierii. Da. În fine, situația prezentată de domnul Negoiță atât de agitat și atât de enervat, e foarte simplă. E o lucrare care nu are niciun... E un șantier ilegal. Ilegal. Și dacă mi-amintesc bine, sectorul 3 e plin de astfel de lucrări făcute de primăria locală ilegale, pentru care nu are autorizație. Cred că chiar Spotmedia a scris de o grămadă de nereguli de acolo. Și, în fine, acum domnul Negoiță se folosește de rețelele sociale, de acest clip video ca să... În fine, a intrat în campanie electorală. Pe de altă parte, nici nu poți să-i spui să nu facă acest lucru. Dar mă aștept ca... Da, sigur, e dreptul lui, dar și poliția a plecat omul, adică i-a zis, pleacă bre și a plecat. De fapt, aici avem o problemă instituțională și e mai gravă, pentru că nu poți să lași forțele de ordine să fie agresate chiar și verbal sau presate în momentul în care omul ăla n-avea nicio vină și venise să-și facă datoria. El se duce dimineața la servici, vorbesc de reprezentanții poliției locale, primesc ce au de făcut în ziua respectivă și asta, n-aveau niciun fel de autorizație, deci nu e, e în opinia mea, atitudinea de a agresa un reprezentant al legii. Bine, n-a fost o agresare verbală. Da, a fost, bullying, dacă vrei. Ca să folosim un termen pe care deci omul n-a abandonat, polițistul n-a abandonat din prima, mai stat de vorbă. Aș remarca faptul că s-a comportat ok. A venit și le-a spus, chiar a spus pe filmarea lor că nu au autorizație, nu sunt în regulă. Da. Pe de altă parte, un cetățean normal, dacă ar face ceea ce face domnul Negoiță, amendă poliția locală, ar lipi amenzi, așa, mai așa departe, cum le stă lor bine, că mare lucru nu fac asta, fac cum și trebuie pus mașini în balanță aceste lucruri, în opinia. Doamna Spătaru, vă rog. Păi, e un șantier ilegal acolo. Autorizația trebuia obținută de la Primăria Capitalei și nu trebuia să-și dea singur hârtie domnul Negoiță, dar ne obișnuiește cu lucrări fără autorizări. Unele dintre ele cu consecințe foarte grave, pierderi de vieți omenești. Să ne amintim de șantierul din fața Tribunalului București. Acolo a fost o situație extrem de gravă și au murit oameni pentru că a permis șantiere ilegale. Dar să știți că și la sectorul 3 și la 4, că acolo locuiesc eu, este o practică în a face lucrări publice mai repede, pe repede înainte, că nu vine nimeni să-i întrebe. S-au obișnuit cu 12 ani administrare PSD, n-a venit nimeni să-i incomodeze pe primarii de sector, care acum au ajuns uriași în sondaje, că au și făcut, nu doar au furat. Deci asta e realitatea din teren, din păcate, acum.
scurtă pauză și ne întoarcem. Vă amintesc informația acestei zile, medicul Cătălin Cârstoiu, soluția PSD-PNL pentru capitală, confirmarea va veni cel mai probabil în această după-amiază. Cei lăsați deoparte, acum că știm că medicul Cătălin Cârstoiu va candida la primărie, știm de asemenea sigur că nu vor fi nici Piedone, nici Burduja, nici Gabriela Firea. Despre Gabriela Firea unii vorbesc cunoscându-i spiritul de luptătoare, că nu va abandona așa ușor și că va merge cu o candidatură independentă. Despre domnul Burduja probabil că va fi retrogradat de la primăria capitalei la o candidatură pentru primăria sectorului 1, pentru care se pregătea cineva, dar așa e în politică. Piedone însă este într-un delir pe care îl comentăm. Piedone spune că are deja lunetiștii pe casă. Sunt exponentul nedreptății în România. Sunt exponentul nedreptății în România raportat și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba. Pentru că a trebuit să fiu acarul pe un, să fiu aruncat un nume pe scări, la momentul vreau guvernul meu. La fel, astăzi se vrea candidatul meu. De către cine? Vă las pe dumneavoastră să decideți. Eu și așa mai multe probleme am lunetiștii pe casă. Mai multe probleme. Emilian, te amuză foarte tare declarația asta? Da, mă amuză, pentru că, în fine... Dar prin această intervenție decodificăm deja strategia de campanie a lui Piedone. Se va victimiza, va fi victima de serviciu și va cere mila bucureștenilor. Ceea ce E mai greu să obții chiar și compasiunea când spui că ai lunetiștii pe casă. Da. E bine, în fine, aici sunt derapajele candidatului, n-avem ce să-i fac. Pe de altă parte, aș mai face o remarcă vis-a-vis de Gabriela Firea, că ai adus-o în discuție la începutul intervenției. Pot să fac o predicție acum, că dacă Gabriela Firea intră și candidează independent, Nicușor Dan câștigă alegerile. Pentru că, deci pe toată mecanica asta a votului, lucrurile sunt foarte clare. Așa că PSD-ul are o mare problemă acum să oprească pe Gabriela Firea să candideze. Și vis-a-vis de, să ne întoarcem la Popescu Piedone, el are șanse și acel sondaj pe care l-a dat publicității Nicușor Dan, nu, în opinia mea, nu este falsificat. Deci cred că în acest moment scorul așa arată dacă și cred că acest sondaj e făcut fără candidatul Cârstoiu al PSD-PNL și fără o eventuală candidatură a Gabrielei Firea. Deci e făcut 1-1, cum ar veni. Acum, acele cifre vor fi modificate de ceilalți 1 sau 2 candidați care vor intra în cursă. Și aici va consta toată această dinamică. Dar, într-adevăr, Popescu Piedone este o amenințare la adresa lui Nicușor Dan. Mai este o problemă, că există posibilitatea ca această candidatură a lui Popescu Piedone să creeze acea polarizare în București. Adică știm foarte clar, colectiv, numele lui Piedone este legat de acel dezastru care s-a întâmplat sub administrația sa și există încă nu opinia publică din București, cel puțin nu a trecut peste acea dramă și există posibilitatea ca în timpul campaniei să apară această confruntare de forță cu cei care consideră pe Piedone vinovat și cu cei care îl consideră nevinovat și o victimă. Doamna Spătaru, ne apropiem de finalul discuției noastre. E deja un drum normal pe care se așează dezbatere electorală de aici înainte, că iată, vom ști și candidații, vom începe să vorbim despre proiecte, programe și ce îi mai interesează pe bucureșteni? Timpul rămas pentru aceste lucruri este foarte scurt. Încă acești candidați nu sunt finalizați din partea PSD-PNL. Până la urmă, în lupta acum, din punctul meu de vedere, rămâne cu adevărat primarul Nicușor Dan cu proiectele pe care le-a început. Va ieși mult printre bucureșteni să le prezinte, a mers și pe șantiere și până acum. Suntem la un punct de cotitură, aș spune eu, un București modern, dezvoltat, care să fie într-adevăr capitala pe care ne-o dorim, este pe cale să devină.
se naște acum în acești ani. Nu este ușor, pentru că nu mai putem să ne permitem ceea ce s-a întâmplat în trecut, să irosim banii pe tot felul de fluturași și vouchere. Este nevoie să ne băgăm în subteranele Bucureștiului, să înlocuim, să renovăm clădiri frumoase, să aducem turiști, să ne bucurăm de școli moderne și toate aceste lucruri se pot face la București cu Nicușor Dan și cu Alianța Drepte Unite. În plină dezbatere pentru candidați și pentru primării, angajații, cei care lucrează astăzi în primării, au început greva încă din această dimineață, chiar dacă mergem să depunem niște documente sau să cerem documente de la primării sau orice altceva, fie suntem lăsați să mai așteptăm, fie oamenii de acolo ne spun că sunt în grevă și cer solidaritatea, sprijinul cetățenilor, pentru că au salarii mici. Discutăm despre această mișcare de grevă, care nu e singura. După o foarte scurtă pauză, revenim.